Militarii tanchiști din Dobrogea ostenesc fără menajamente pe câmpuri de instrucție și în poligoane. Reportajul care urmează, realizat de colegii noștri de la redacția de televiziune ProPatria din București, surprinde nuanțele pregătirii pentru lupte a tanchiștilor din Dobrogea. A sosit vremea să vă dezvăluim locul în care vă invitam în săptămâna trecută. Nu este arena de desfășurare a unui meci electoral, ci o suprafață de teren lângă vestiții codrii ai Babadagului. Acum câteva sute de ani, locuitorii de aici vindeau la Stambul cea mai bună miere din întregul Imperiu Otoman. Astăzi, suprafața de teren, transformată în poligon de instrucție și de tragere, este traversată numai de militari și de blindatele lor. Tabăra de instrucție este leagănul ideal al soldatului. Are timp berechet din dimineața asta și până în cea următoare. Popota în care își mănâncă vestita porție de fasole reglementară stă așezată la umbra cornilor și a stejarilor seculari. Față de masă îi este ades iarba pe care o spală de praf numai ploaia. Tabăra militară este popasul obligatoriu al soldatului în drumul pe care îl parcurge între flăcău și bărbat. Sunt convins că pe acești oameni, aparent fragili, care aparțin corpului nou armată, nu-i veți mai recunoaște după ce își vor lua în stăpânire puternicele mașini de oțel. Exercițiul de astăzi s-a desfășurat în condiții bune, s-au atins scopurile care au fost propuse pentru a se obține la această tragere cu plutonul de tancuri în ofensivă. Aflăm la sfârșitul unei perioade importante în pregătirea subunităților și unităților de tancuri, etapă la care se verifică posibilitatea acestora de a executa misiuni în câmpul tactic. Este încheierea unei perioade în care aceștia au acumulat cunoștințe de instrucția tragere cu armamentul de pe tank, radiotank, cunoștințe tehnice și toate acestea se vor cumula în câmpul tactic. S-au verificat deprinderile militarilor atât de seria 1, deci de ciclu 1, seria februarie, cât și cei din seria octombrie 99 și iunie 99. Acum sunt satisfăcut că pot raporta că acești militari se vor lăsa la vatră, într-adevăr specialiști.